fost. Credinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre. De boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de nevălirea asupra noastră al altor neamuri, de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și neste iertător, să ne fie nouă bunul, iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze toată mânia care se pornește asupra noastră. Credincioșii în fața Sfântului Altar.
Părinte Emanuel, dați-mi voie să vă felicit. Într-adevăr, să spunem că Maica Domnului, care cu siguranță o iubiți și o cinstiți, v-a blagoslovit și v-a ajutat, dar m-aș gândi la statornicia, răbdarea, modestia, smerenia Sfinților voastre, care nu ușor vă este. Dragii mei, un preot nu este ușor cu familia, câte sacrificii face, și nopți nedormite și copii, care poate de multe ori ar voi să-l aibă cu părintele în mijlocul lor, de lucru extraordinar de plăcut, frumos înaintea Dumnezeu și a oamenilor, când părintele Sfântul este în mijlocul poporului, a credincioșilor. Și de ce nu? L-am văzut chiar și lucrând împreună cu dumneavoastră. Trebuie să recunoașteți că s-au făcut lucruri înălțătoare, frumoase. Bisericuța urmează să fie dictată, Casa Pitească nouă, casa de acolo, praznicală. Vă rog, cu mâine împreunați, apărați-vă, părinții, preotul slujitor. Fiți alături de părintele. Fiți alături de părintele că mulți ani ați muncit, să spun pe românești, și ați rugat pe Dumnezeu să aveți un părinte statornic aici. Aveți un părinte stabil, statornic, care încă ceva timp, să spunem așa, iată ce minunății cu darul lui Hristos a ridicat. Cum arată acum parohia dumneavoastră? Biserica aceasta frumoasă, exterior, curtea, se va ridica o gorboniță frumoasă. Slavă lui Dumnezeu pentru toate, pentru tot, pentru ce începe părinte, să vă țină prea curată Maică lui Dumnezeu. Sănătos. Iată ce a făcut mănăstirea. Oameni care au îmbătrânit, au văzut frumoasă, alții au plecat formați spiritual de mine. Spun de mine, Vrăicu. Și mironează și aici, la demă, până a venit părinții slujitori. Hristos vi-a adus și aveți aici. Ce este mai mare bucurie în fața lui Dumnezeu, preotul când vede credincioșii în biserică, când care v-am rânci Dumnezeu și ați ajuns în Sala Sfântă, este icoana făcătoare din Părintele de Minuni, este Evanghelul Maicii Domnului, să ne cheamă Sfânta. Și vă dau cu mult drag pentru casa prazincală. Aș putea numi cuvântul sau spun un cuvânt de învățătură din această după amiază. 2 ani și 4 luni de când am reînceput împreună aici să lucrăm pentru Biserica Mântuitorului Iisus Hristos. Singurul gând pe care l-am avut a fost acesta, gând pe care l-am spus și Părintele Stareț, ca Maica Domnului să trimită poate timpuri biluitori și binefăcători, măcar o fărbitură din ceea ce reprezintă Mănăstirea Hadeului. Și de ce să nu recunosc? Mă uit cu bucurie, iau lucrurile care s-au săvârșit și s-au desăvârșit în grădina Maicii Domnului și încerc câteodată să le transpun în curtea noastră și dacă vă aduceți aminte, cred că acum 2 ani, am spus la un moment dat că mi-aș dori că am vrut să transformăm această curte, poate într-o grădină mai mică în care Maica Domnului să se sălășcuiască și să fie o crotitoare. Și mi-a venit într-o zi acest gând și ideea de a face o icoană, o copie a icoanei Făcătoare din Grădina Maicii Domnului. Și nu știu dacă întâmplarea a făcut ca să o pictăm cu mâini tot de aici din comunitate și să o punem pe tetrapodul din partea dreaptă pentru a străjuie în această curte. Și în afară de icoana Maicii Domnului, icoana Hramului Duminicii tuturor Sfinților, poate o frântură de ceea ce înseamnă icoana tuturor Sfinților. Și într-adevăr, atunci când poate era cel mai greu și pentru mine și pentru noi toți, dar uitându-mă acum în biserică, îmi dau seama că suntem cei care săptămâna aceasta am muncit aici tot la cor. Nu știu dacă e ceva în plus. Și suntem aceiași care am tras pentru
hramul acestei Sfinte Biserici și sper ca și la anul și peste 2-3 ani să se desăvârșească aici ceea ce am văzut atât și mereu, așa cum este la Sfânta Mănăstire Hadăugo, dar așa cum veneam când eram mic la bunic, la hramurile de la bunicii mei, despre care vă povesteam cum se desfășurau hramurile și cum oamenii se întâlneau, și așa cum știți dumneavoastră în anii trecuți, dar și acum, la hramurile închinate Maicii Domnului de la Mănăstirea Hadăugo, mergea și mergeți pentru a pregăti și cele spirituale, dar și cele ale mari, am putea spune. Și iată, cu siguranță, fără ajutorul Părintelui Stare, și aici trebuie să recunosc lucrul acesta, nu reușeam să fac poate multe lucruri și să facem multe lucruri aici. Și sunt conștient de acest lucru. Mulțumim tuturor, mulțumim Părintele Stare pentru osteneala de a ajunge în mijlocul nostru, pentru ajutorul pe care ni l-a oferit atunci când am avut cea mai mare nevoie,